unde am revendicat și colegul meu, Bucovala, problema de 50 la 50. Atunci câștigă primărie, nu suntem încântați de această măsură, dar sper că să dăm drumul așa cum suntem de acord să avem un start, să dăm drumul, dar sunt convins că în scurt timp o să fie nevoie să o schimbăm. Mesajul nostru că patronatele dorim autoritățile locale să fie mai implicate, să fie la același nivel ca și noi, că am făcut foarte multe investiții ca să concurăm țările vecine și, ca urmare, dorim cu toți noi, și primare, și ministerul, guvernul, să avem o armonie corectă ca să putem scoate un produs turistic de calitate. Asta vă spun, mulțumesc. Acum ne convine 50-50. Haideți să dăm drumul. 50-50%. 50-50. Doar am dat. Haideți să dăm drumul. Da, dar la 50 câștigă primărie. Adică primarul. Gândiți-vă. Adică nu e 50. Aici e discuție. Dar haideți să dăm drumul așa și până o schimbăm. Optim, cum ar fi, domnule? Optim. Eu am propus domnul ministru, ca să nu zic că noi vrem, pentru că banii vin de la noi, da? Care e problema MD-ul, concret? Noi plătim și taxe care ajung în Consiliul Local și stăm la masă să decidem ce facem cu ei. Pentru că experiența anterioară a fost în care banii care plătam facea ce vrea domnul primar cu ei. Eu consideram că mai bine facem o promovare internă sau externă. Primarul vrea cum așa. MD-ul nu se aflu mai promovare, domnul Deci, da, principalul problemă este cu. Auziți? Este un concept, un model luat din afară. Nu, nu, nu. MD-ul, eu vă spun acum. Deja vorbim despre investiție. Că singurul element, criteriu de bază pentru asemenea investiție, este cerere. Dacă nu sunt oameni, de ce să investim în hoteluri? Dacă nu avem plin. Și promovarea este cel mai important lucru. Acum, dacă noi cu primarul stăm la masă și deci, noi nu suntem de acord cu decizie, primarul zice, eu sunt de acord, o să fie ca el. Și atunci eu vă întreb, din experiența care avem 20 de ani pe promovare, în special, ce ne-a adus în plus un primar? Acolo e tot jocul. Noi am mers cu niște pași. Am făcut investiții, am avut încredere. Și aici avem mici discuții cu Ministerul că propunerea noastră era la 50-50 să intervine Ministerul care deține o acțiune de aur încât să decidă Ministerul. Măcar există un echilibru. Și nu vă convine, domnul ministru? În primul rând, trebuie să plecăm de la premiza că este o taxă care a intrat în vistieria primăriei. Am reușit să modificăm toată legislația astfel încât această taxă să poată să fie gestionată împreună cu mediul privat. Mai mult decât atât, am dat posibilitatea autorităților publice locale să vină cu bani de la buget. Deci, să dau un exemplu. Se strâng 10 lei, da? Și se consideră din această taxă și se consideră că nu ajung acei bani pentru promovarea turistică pe care și-au propus-o toți ceilalți. Autoritatea publică locală, primăria, Consiliul Județean, are posibilitatea prin această lege să suplimenteze această sumă. Ce am mai făcut prin acest OMD? I-am lăsat pe cei din mediul privat să decidă singuri. Adică primarul nu, sau mă rog, Consiliul Local, nu poate să mai ia 1, 2, 3 hotelieri și să-și asigure din start 51%. Deci ei, mediul privat, își gestionează exact, mă rog, proiectele pe care le au, le votează, după care cu acest vot vin la Consiliul Local. Mi-e greu să cred că un primar, oricare ar fi el, de orice coloratură, nu o să țină cont de tot mediul privat. Pentru că o să aibă, fără doar și poate, probleme la următoarele alegeri. Întotdeauna trebuie să ții cont. Nu așteptăm, pentru că un decident politic întotdeauna ține cont de mediul privat. Deci voi veniți cu o soluție. Eu refuz să cred că un primar care dorește binele unei localități nu o să țină cont de mediul privat. Ok, am înțeles că asta este singura, nu, este singura problemă și putem să o remediem. Deci, apropo la cei că primării pot să vină cu bani sau Consiliul Județean. Eu sunt de acord, domnul ministru, dacă suma care vine primării cu ei mai depășește suma care avem noi, să aibă ei plus, acest plusul.
Dar nu e normal când noi suntem cu bani, pentru că gândirea privată e mult mai sănătoasă într-unul sau altul. Și de asta statul zice, domnule, luați voi. Gândirea privată este mai conectată pe plan mondial și internațional.